Neața guys și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi fac pentru voi healthy blueberry cheesecake. Sună super yummy și vă asigur că este un desert super mega sănătos. Mi se asortează telefonul cu desertul pe care îl vom face. N-am mai făcut o rețetă nouă aici pe canal de ceva timp, dar m-am gândit că ar fi drăguț să facem, mai ales că am schimbat puțin macazul în ceea ce privește lucrurile pe care le mănânc, eu cel puțin. Și vă anunț foarte fericită că în sfârșit am slăbit cele 4 kg de care vreau să mă despart de pe vremea pandemiei și sunt foarte happy! Da, zici că cine știe ce am realizat. Dar, seriously, sunt super mega încântată. Azi dimineața am fost la sală, ca întotdeauna, m-am antrenat. Dacă vreți pe viitor să vă spun cum am slăbit cele 4 kg, o să vă mai fac un update. Momentan aici pe canal mai aveți un video în care vă arăt ce am mâncat într-o săptămână. Momentan dieta mea s-a schimbat. Dacă vreți, v-am zis, fac un update în legătură cu ceea ce mănânc acum. Și sunt foarte fericită, am făcut multe schimbări în alimentația mea, sunt foarte încântată și, da, mai am de slăbit în teorie încă vreo 4 kg, dar încerc să nu mă focusez foarte tare pe numărul de pe cântar, pentru că nu asta este important. Important sunt centimetrii și în centimetrii am mega slăbit. Pentru că în cap, în blugi aia în care v-am zis că nu mai încăpeam, super perfect, îmi vin țiplă, sunt foarte, foarte mulțumită. Și pe calea asta vreau să-i mulțumesc din nou lui Alex Gritz, pentru că mă îndrumă în ceea ce privește alimentația mea și simt într-un fel că el a fost push-ul așa de care aveam nevoie și mă ghidează foarte, foarte bine. Ok, trebuie să dau drumul la climă pentru că este foarte, foarte cald deja. Da, ce vă ziceam? Am fost dimineața la sală, mi-am făcut antrenamentul, după care am venit repede, repede acasă, am mâncat ceva rapid. Nu vă zic încă ce am mâncat pentru că cu siguranță pe viitor vreți să vedeți meniul meu într-o săptămână și atunci îl țin încă secret. Am mâncat bine, după care m-am băgat la un duș, m-am spălat pe păr. Apropo, îmi place foarte mult cum arată părul meu în ultima perioadă, îmi place griul ăsta așa, deși cred că mi-aș dori totuși să fie ceva mai blonduț și mă bate un pic capul să mă vopsesc tot capul blondă, but I don't know, în același timp YOLO. M-am pus pe jos. Îmi place să mă trântesc eu aici pe jos, să stați. Sigur că este locul meu aici pe jos cu voi. Anyway, vreau să vă zic că după ce am ieșit de la duș, mi-am făcut o mască super faină de la Foreo. Dacă nu știați, există pe piață Foreo UFO 2. Îl găsiți în magazinele Douglas și practic este dispozitivul care oferă un tratament facial complet acasă în doar 90 de secunde. Este super fain, îl iubesc, îl folosesc cam o dată pe săptămână. Inclusiv maică-mea folosește dispozitivul ăsta și îl iubește și maică-mea este destul de sceptică în ceea ce privește gadgeturile, să zic așa, dar ea iubește Foreo la fel de mult ca și mine. Noul Foreo UFO 2 are termoterapie ultra rapidă, se schimbă foarte, foarte repede, are 8 LED-uri, sunt o mulțime de măști coreene pentru toate tipurile de ten și pentru toate nevoile. Vă acoperă absolut toate necesitățile tenului. Întotdeauna când am ceva timp la dispoziție, îmi place să fac un pic de pampering, îmi place să-mi fac o mască înainte să mă machiez, îmi place să-mi curăț tenul foarte bine înainte să pun machiajul, pentru că skincare-ul este foarte, foarte important. Dacă nu ai un skincare bun, degeaba te machiezi, pentru că problemele sunt sub machiaj cu siguranță. Eu astăzi am folosit o mască care mie îmi place foarte mult pentru că intră super repede în piele, este vorba de Make My Day. Este o măscuță antipoloare îmbogățită cu acid hialuronic și mie mi se pare că după vârsta de 30 de ani trebuie să fim foarte atent în ceea ce privește hidratarea tenului, pentru că nu vrem să ne apară riduri. Îmi place mult masca asta, este super hidratantă, intră foarte repede în piele, după care pot să mă machiez liniștită, nu lasă niciun fel de rezidu pe față. Chiar este o mască super faină, vă recomand din suflet. Eu am tenul mixt și mi se potrivește foarte bine și mă înțeleg super bine cu ea și chiar este una dintre preferatele mele. Și o chestie foarte bună cu măștile astea este că un plic are foarte, foarte mult produs înăuntru, așa că îl poți utiliza de două ori. V-am spus că găsiți dispozitivul Foreo UFO 2 în magazine Douglas și sper să-l încercați și să-l iubiți la fel de mult cum îl iubesc și eu. Acum că ați văzut mica mea rutină de astăzi, cred că putem să ne apucăm și de cheesecake, pentru că, honestly, mi-e poftă. Ok, cam astea sunt ingredientele de care vom avea nevoie pentru cheesecake-ul nostru healthy. O să las gramajele exacte în descriere. O să avem nevoie de niște ovăz din ăsta rapid și aici lângă am niște ovăz din ăsta măcinat. Și ăsta este ovăzul rapid pe care eu îl cumpăr, îl găsiți la Carrefour. Aici avem niște nucă măcinată, niște miere, niște brânză cottage pe care am scurs-o foarte, foarte bine de apă, după care am pasat-o ca să fie cât mai cremoasă cu un hand mixer.
afine, semințe de chia, niște zeamă de lămâie, asta este zeamă de lămâie 100%, nu este Hellas, nu cumpărați Hellas, niște frișcă neîndulcită sau de care aveți în casă, dar asta este cea mai bună variantă, și niște esență de vanilie. Și o să mai avem nevoie de ulei de cocos sau unt, eu prefer ulei de cocos pentru că vreau să-l ținem cât mai healthy. Inițial am vrut să mă schimb pentru video ăsta, dar se pare că o să rămân în pijamale pentru că sunt prea comodă, dar partea cea mai bună cu cheesecake-ul ăsta healthy este că o felie are sub 200 de calorii, ceea ce este wow pentru un cheesecake. Nu numai că este wow din cauza cottage cheese-ului, este packed, este plin de proteine. Ovozul este foarte sănătos, nuca la fel, afinele la fel, este un desert foarte healthy, foarte fresh, super de vară, de la rece, și o să vă placă foarte, foarte mult, și cea mai bună parte este că vă puteți bucura de el guilt-free. Motivul pentru care folosim ovoz din ăsta fin și ovoz măcinat nucă este ca să înlocuim acești biscuiți digestivi, să zic așa, este o variantă mult mai healthy și vrem puțină textură, așa că vom folosi și ovăz fin și ovăz măcinat, cam asta este ideea. Pentru baza noastră am pus cele două tipuri de ovăz, nuca măcinată, uleiul de cocos topit, miere și o lingură și jumătate de apă. Acum amestecăm totul, iar dacă vi se pare că mai trebuie poate puțină apă, puteți să mai adăugați. După ce am amestecat toate ingredientele foarte bine, textura crustei ar trebui să fie așa ca nisipul umed, după care o puneți într-o formă, o presați foarte bine cât de uniform puteți, apoi o dăm la rece și următorul pas o să fie să ne apucăm de crema noastră de brânzică. O să-l băgăm la rece. Eu am ales brânză Philadelphia din asta cottage, vezi că are puțin lichid. Lichidul ăla trebuie să-l scurgi, după care se pune într-un bol și se mixează cu un mixer de mână ca să fie foarte super fină. După ce ne-am pasat brânzica și este destul de fină, o să trească să adăugăm următoarele ingrediente pentru umplutură. Și înăuntru am pus miere, zeamă de lămâie, esență de vanilie, și va trebui să batem frișca. Apoi cele două ingrediente se amestecă împreună și atât. Asta este umplutura noastră pentru cheesecake. După ce v-ați bătut frișca, atenție, trebuie să fie frișca de la rece pentru că altfel nu o să se bată. Dacă cumva o aveți scoasă pe afară, trebuie neapărat să stea frișca între 12 și 24 de ore la rece, altfel nu o să se bată. Acum vom amesteca brânzica cu frișca și o să avem nevoie de o spatulă pentru că vrem să fie crema destul de aerată. Apoi, încet, o să punem umplutura noastră peste crustă și va trebui să o distribuim cât de uniform putem. Am uniformizat bine și crema noastră și o să-l dau la frigider până o să-mi fac geleu între ghilimele de afine. Oricum este un trick foarte, foarte fain să folosești semințe de chia. Nu ai nevoie de gelatină, nu ai nevoie de absolut nimic decât de minim 4-6 ore la frigider. Nu-l băgați la congelator, foarte important, pentru că dacă îl bași la congelator, ai toate șansele să strici textura brânzei. Ok, și acum o să înceapă magia. Înăuntru am afinele, miere, zeamă de lămâie, semințe de chia, puțină apă și de ațit, lăsăm pe foc vreo 5 minute și o să fie gata geleul nostru. E foarte important, înainte să-l punem peste cheesecake, trebuie să se răcească, pentru că dacă nu se răcește și îl pui așa, s-ar putea să topească brânza și nu este o combinație foarte bună. Ok, și după vreo 5-8 minute ar trebui să aveți ceva de genul ăsta, trebuie să-l lăsăm neapărat la răcit și o să vedeți că se va mai îngroșa când se răcește. Yummy, miroase absolut divin. Și în rețetă mai spunea că dacă chiar vreți, puteți să puneți o lingură de sirop de arțar și sincer, cred că asta o să fac. Am ajuns rapid și la ultimul pas pentru că rețeta asta de cheesecake este super easy. Și tot ce trebuie acum este să ne punem geleul de afine peste cheesecake și apoi îl lăsăm la frigider pentru minim 4 ore. Ia, știi momentul ăla când te mănânc așa ca pe maimuță să mănânci ceva și practic ar mai trebui să stea la frigider? Asta sunt eu acum. A stat cheesecake-ul meu la frigider 4 ore și mă bătea gândul să-l tai. Înainte să-l tăiați, să veniți cu un cuțit frumos de jur împrejur, apoi să eliberați forma și când îl serviți, neapărat să nu stea mai mult de o oră afară pentru că se va muia foarte tare crema de brânzică și nu o să vă placă. Uuu, ce frumos îi! Wow! Hai că chiar a ieșit foarte frumos pentru un cheesecake care este healthy. La 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 la. Arată chiar foarte bine. Da, mai trebuie doar să-l degustăm. Ce spuneți?
Ce spuneți voi de cheesecake cu ăsta? Și ce fain s-a făcut jeleul ăsta deasupra, jur. Având în vedere că n-am pus gelatină, e super fain așa și închegat, tare. Asta e de la semințele de chia. Sincer, arată foarte, foarte bine înăuntru, jur, sunt foarte mulțumită. Puteam să las un pic mai mult la frigider, dar nu am mai avut răbdare. Mi se pare că toate straturile sunt destul de potrivite între ele și chiar arată super fain. Hai să vedem și cum e la gust. Deci chiar mi se pare foarte aspectos și arată super yummy. Și că te gândești că felia asta are sub 200 calorii, oh my god, și este așa rece și bun. Hai să-l gustăm. Ok, fuck this shit. Oficial sunt pregătită să gust pentru că chiar nu mai pot de poftă. Hai să vedem cum e. What the hell? Man, nu că e bun. E super... super bun, n-ai fi crezut în viața ta că este un desert care nu are zahăr și nu știu ce magie e, dar fulgea de ovăz cu ovăzul ăla măcinat și cu nuca măcinată împreună au fix textură de biscuite, deci e ceva, nu știu, și aici deasupra n-ai fi crezut în viața ta că ăsta nu este făcut din jeleu. Like, what the hell? Nu că sunt impresionată, sunt super impresionată, deci trebuie să încercați. Trebuie neapărat să încerci desertul ăsta. Este super bun, uite și tu cât de bine arată. Stă pe furculiță. Wow. Din tot sufletul îl recomand. E foarte bun. Bă, n-a câștigat fata asta Masterchef degeaba, da? Zic numai. Deci chiar nu vreau să mă laud, dar cheesecake-ul ăsta este bombă, trebuie să-l încercați neapărat și bucurați-vă de gustul lui guilt free, pentru că chiar este un desert sănătos și dacă stai să te gândești, are calorii chiar mai puține decât un baton Snickers și nu are zahăr, este cu ovăz, este cu nucă, este cu miere, este cu zeamă de lămâie, este cu semințe de chia, o să îl adorați. Și dacă îl faceți, să nu uitați să mă tăguiți. O să las în descriere toate ingredientele ca să vă fie mai ușor. Și da, ce să vă zic, vă pup, să aveți o zi frumoasă ca și voi, să aveți grijă de voi, spălați-vă pe mâini, purtați mască, strănutați în cot și alte nebunii de genul ăsta. Ne vedem data viitoare. Bye!